a capitolul 21, începând cu versetul 1, pagina Bibliei 1054. După capitolul 21, începând cu versetul 1. După aceea Iisus am arătat la Marea Tiberiadei. Iată cum s-a arătat. Simon Petru, Toma îl cheamă, Natanael, din Cana Galilei, fiul Zebedei și al doi din ucenicii lui, Iisus era împreună. Simon Petru le-a zis, vă duc să prind pește, mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Au ieșit și au intrat într-o coloană și n-au prins nimic în toată noaptea aceea. Dimineața Iisus stătea pe țări, dar ucenicii nu știau pe Iisus. Copiile, zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Ei i-au răspuns, nu. El le-a zis, aruncat dreapta în partea dreapta, corăbii și veți găsi. A aruncat-o deci și nu mai puteau trage de mulțimea peștului. Atunci ucenicul pe care îl dea Iisus, i-a zis lui Petru, este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul, și-a pus haina pe el și s-a încins, că era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Ceilalți ucenici au venit cu corabioară, trăgând mreaja cu pești, pentru că nu era departe de sărb decât ca la 200 de voți. Când s-a coborât pe sărb, a văzut acolo jăratii de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. Iisus le-a zis, aduceți din peștii pe care i-a sprins acum. Simon Petru s-a suit în corăbioară și a tras mreaja la sărb, plină 153 de pești mari și măcar că erau atâția, nu s-a rupt mreaja. Venit de frânzile, finiți cu ucenic, nu puteți da să-l întrebe cine ești, căci știau că este Domnul. Iisus a apropiat, a luat pâinea și le-a dat. Tot așa a făcut și cu peștele. Aceasta era o a treia oară când se arăta Iisus ucenicilor săi după ce înviase din morți. Ne gândim la acești ucenici în relația aceasta cu Domnul Hristos și în meseria aceasta pe care o avea și care o practica ca o existență a vieții lor. Și vedem că Domnul Hristos, când i-a chemat, i-a găsit tot la această meserie, pe un inimii, nu pe Petru. De pildă pe Andrei și pe Petru, l-a găsit atunci la pescuit. Și Mântuitorul le-a zis așa, veniți după mine, că vă voi face pescari de oameni. Iar pe Iacob și pe Ioan, i-a găsit cu tatăl lor, își repara cu scârcheau mrejele, tot pentru Petru. Și i-a chemat și pe ei și zice că au lăsat mrejele și pe tatăl lor și au urmat pe Domnul Iisus. Deci acești lucrători, acești pescari, am putea să-i spunem, că în pescar pe pește, i-a făcut Domnul Iisus, i-a transformat în pescar de oameni. Da. Să prindă pește. Să prindă oameni. Și meseria aceasta nu este ușoară. Și nu trebuie făcută cu mare băgare de seamă. Că dacă noi ne aducem să prindem pește cu toate instrumentele, cât ar fi de modern, așa, am venit poate dezamăgiți,
pentru că n-am prinde pește. Da. La început ucenicii, ei se baza pe experiența lor, la ceea ce putea ei, așa. Și prindeau și pește, dar de multe ori erau și dezamăgiți. Și odată, la o pescuire, când s-a trudit toată noaptea, spune în Evanghelia după Luca, capitolul 5, zice, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Și Mântuitorul zice, a aruncat vreaja în partea mea. Și a aruncat vreaja și a prins pește. Și atunci, când a văzut minunea aceasta mare, apostolul Petru zice că a plecat și a zis, Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. L-a prins în această ipostază. Și, pe urmă, vedem că acum apare din nou o împrejurare. Și acum ne gândim la lucrul acesta. Să fim credincioși, să fim slujitori. Dar un Mântuitorul, când a chemat pe acești ucenici și a trimis doi câte doi și pe cei șapte, de zice așa, i-a chemat, le-a dat putere și i-a trimis. Într-o stare de vorbă cu niște frați, ziceau, zice, fratele e bun, un slujitor, o slugă bună a Domnului. Dar altul zice, e sluga omului, nu e sluga Domnului. Și lucrul acesta se potrivea, că el asculta mai mult de alții decât de Domnul. Mântuitorul când a zis lui Petru, aruncă mreaja, zice că a ascultat. Și ucenici, de pildă, nu face lucrarea Domnului cu nebăgare de seamă. Și noi ne dăm seama că meseria aceasta nu este o meserie ușoară. Așa cum am văzut și la cei patru care a avut înțelepciune, a avut credință, așa, s-a bazat pe puterea lui Dumnezeu și a fost de plin în credința că va avea izbândă lucru pe care l-a dat de făcut ca să pleci. Și să nu pleci cu Domnul Hristos ca să prinzi pește, adică să aduci suflete la Domnul Hristos, n-ai succes. N-ai nimic. Cu toate experiențele, poți să pui, sunt credincios bătrân, cunosc cuvântul lui Dumnezeu și de aceea de multe ori chiar cum venim la adunare, nu ne bazăm pe ce? Pe Domnul Iisus Hristos, pentru că El a spus, despărțiți de mine, nu faceți nimic. Plecăm dezamăgiți, nu vedem cum trece că sunt eu la Dumnezeu și zicem că lucrurile sunt bune. Dar nu se vede sufletul. A devenit Petru un mare păstor, a devenit. L-a făcut Domnul Iisus Hristos, l-a făcut și odată când a aruncat mreaja Petru, 4.000 de suflete dintr-o dată. A aruncat iară, încă o dată, 3.000 de suflete. Și Mântuitorul, când propovăduia Evanghelia pe pământ, s-au întors multe suflete la Dumnezeu. Și cu atât mai multe, în urma lucrării lui de pe cruce, vestită de apostolii Domnului. Noi suntem rodul lucrării de pe cruce a Domnului Iisus, vorbind de cei care s-au întors la Dumnezeu, care a devenit un pește, așa, în mod simbolic, pentru că cel credincios se aseamănă ca un pește. Între ei mai sunt și proști. Și proștii mai mult cântă, da. Dar peștii nu îi se aude glasul de Dumnezeu. Proaște din gând. Și odată într-o adunare, când era fratele ăsta, Naia Bunescu, a zis, zice, frate Naia, a plecat un suflet în mijlocul nostru. A plecat un pește. Zice, nu, a fost proaște. Da. Deci, peștele are cu
lui sau de clasul și face lucruri uimitoare. Așa cum a făcut-o cei care l-au primit pe Domnul Iisus ca Mântuitor. Merge, nu sunt niște pești morți, ci niște pești vii. Deci, reținem lucrul acesta, că nu putem să facem lucrări fără Domnul Iisus Hristos. Orice lucrare dar tu faci, n-a venit Domnul. Fără El nu putem să facem nimic. Acum, ne gândim, zice, arătarea la Marea Tiberiadei. Mai înainte, se numea Marea care este odată cu dregătorul acesta, Tiberiul, s-a dat numele, așa cum și la noi, multe orașe s-au privat și așa mai departe. Și s-a arătat Domnul Iisus Hristos. Acum, vedem că Domnul Iisus a arătat de multe ori. Apostolul Petru a zis, mi s-a arătat și mie, ca unei stârpituri, după înviere. Mi s-a arătat și mie. Și poate noi zicem, băi, pentru Domnul a trebuit în mod personal să-i se arăte, că n-a crezut. Și punem și noi de multe ori lucrurile acestea. Dacă noi vedem niște lucruri minunate care le-a făcut Dumnezeu și